Pe parcursul celor 5 zile petrecute în nordul Moldovei, turiștii străini au fost prezenți la 6 meciuri de fotbal din ligile a 3-a, a 4-a și a 5-a. Este vorba despre partidele CSM Pașcani Gloria Buzău, Șomuzul Preutești, ASEA Arău Câmpul Lung Moldovenesc, FC Pojorâta Viitorul Verești, Bradul Borca Speranța Răucești, Bistița Broșteni Forestierul Frumosu și LPS Suceava Juniorul Suceava. Am vrut să le arătăm oamenilor cât de frumos este locul acesta. Urmăream grupurile de pe Facebook și paginile de Twitter, unde mulți dintre ei postează regulat, și mă întrebam de ce să nu încerc să-i aduc în locul unde m-am născut, pe care eu îl consider cel mai frumos din lume. Mă bucur că numărul celor interesați a crescut față de anul trecut și că reacțiile pozitive s-au înmulțit și ele. O să se vorbească din nou despre Bucovina în cel mai frumos mod posibil în reviste din Anglia și Germania, a precizat inițiatorul proiectului Football in Heaven, jurnalistul sucevean Emanuel Roșu.